Lăudat să-i fie numele în veci. Amin. Începând de astăzi, începem o nouă tematică la părtășiile de studiu biblic, evangelizarea. Pe parcursul a mai multor lecții, ne vom opri să privim în Sfânta Scriptură, în prim plan. Vom lua și exemple din istorie, din vremea noastră, privind felul în care Dumnezeu mântuiește oamenii. Evangelizarea face parte din planul lui Dumnezeu de recuperare a creației. Cum știți, salvarea prin Domnul Hristos a fost prevăzută din timp. Dumnezeu, căruia toate sunt cunoscute din veșnicie, a luat măsuri în așa fel încât omul creat după chipul și asemănarea sa să aibă drept, posibilitate să fie răscumpărat. De altfel, nici n-ar putut să fie altfel, pentru că Dumnezeu este dragoste. Și în dragostea Lui a gândit acest plan al mântuirii care începe prin lucrarea de evangelizare. Este numit uneori versetul de aur al Bibliei, Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16, care evidențiază lucrarea aceasta, natura ei, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Deci dragostea lui Dumnezeu a fost motivația mântuirii, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Apostolul Pavel a înțeles din propria ființă, din felul în care Dumnezeu a lucrat cu el și l-a mântuit, apoi a înțeles din Scripturi și scria el, adresându-se Efesenilor, citim din capitolul 2 acestei epistole, despre dragostea lui Dumnezeu care a decis, împins, chemat de acest atribut fundamental al său. Efeseni 2, versetele 4 și 5. Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit și cum știți ne-a iubit pe când eram noi încă păcătoși. Măcar că era morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți. Iată un motiv pentru care merită ori de câte ori să lăudăm pe Domnul. Din punct de vedere al nostru, evangelizarea este datoria celor evangelizați. Adică toți cei ce au avut parte de dragostea lui Dumnezeu, de harul mântuirii, sunt datori să spună și altora. Pentru că evangelizarea este o lucrare lăsată de Dumnezeu în seama copiilor săi, a ucenicilor. Îngerii nu se ocupă de asta, chiar dacă aduc și ei servicii aferente. Să ne amintim de cazul Corneliu. Îngerul s-a prezentat, cum știți, duc rugăciuni și fac alte servicii de informare în sus și în jos pe scara aceea cerului, dar în ce privește vestirea mântuirii, i s-a spus să trimită după Petru. Îngerii, repet, nu evangelizează. Îngerul a făcut servicii în cazul evangelizării famenului prin Filip, dar misiunea de a vorbi este absolut a oamenilor, a celor mântuiți. Cei nemântuiți nu pot să evangelizeze. Spunea Domnul că un orb nu poate călăuzi pe un altul. Trebuie unul căruia i s-au deschis ochii, peste care a strălucit lumina. Să ne amintim de cuvintele Domnului rostite în rugăciunea sa din Ioan 17, după cum avem scrisă, și să observăm acest adevăr care arată datoria noastră de a vesti oamenilor mântuirea pe Domnul Hristos. Ioan 17, versetul 4, Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și știți că Domnul a umblat peste tot în Israel, în provinciile de atunci, și propovăduia Evanghelia spunând, pocăiți-vă căci împărăția celor este aproape. Versetul 6, Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat și i-au păzit cuvântul tău.
Și acum misiunea noastră, evidențiată în versetul 20, și mă rog nu numai pentru ei, adică pentru cei cărora Domnul le-a vestit, ci și pentru cei ce vor crede în mine, dar cum vor ajunge să creadă? Prin cuvântul lor. După cum spunea și Pavel în Roman 10, cum să creadă fără trimiși? Și trimișii suntem noi oamenii. Evanghelizarea este misiunea primară a bisericii, pentru că de aici pleacă totul. Domnul spunea, citesc din Matei 24:14, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Deci fie în vederea mântuirii, fie doar a informării și apoi a osândirilor la judecat. Dar fără efectuarea acestei lucrări, Dumnezeu nu și-ar putea duce la îndeplinire planul. Dragostea Lui dorește mântuirea oamenilor, dar anunțarea acestei mântuiri ne revine nouă. Dumnezeu ne-a angajat să fim împreună cu El lucrători, ca și la actul creației de altfel. Dumnezeu a creat doar prima pereche și apoi ne-a angajat pe noi să fim împreună cu El procreatori. Într-o primă parte a acestei lecții introductive să ne referim la câțiva termeni, definiții acestor cuvinte cu care vom rula în lecțiile acestea. Evanghelie, un cuvânt arhicunoscut, provine din greacă, evangelion, cuvânt asemănător și în latină, evangelium, și înseamnă literal veste bună. Pentru că ce veste mai bună decât aceasta ar putea să fie adusă oamenilor morți decât viață? Ce veste mai bună pentru un bolnav decât sănătatea sau pentru un sărac îmbogățirea? Toate acestea se realizează prin Evanghelie. Vestea bună este revelația lui Dumnezeu prin Domnul Hristos. Evangheliile ce cuprind? Viața și activitatea Domnului. Toate finalizează Matei, Marcu, Luca, Ioan în detalii prezentând jertfa ispășitoare a Domnului Hristos, pentru că acesta este mesajul Evangheliei. Evangheliile, am putea spune, sunt partea primară a Scripturilor. Chiar când recomandăm unui om să citească Biblia, este indicat să folosim Evangheliile. Ele evidențiază adevărurile de bază. Domnul Hristos și apoi apostolii au continuat să explice această lucrare prin care oamenii pot să fie mântuiți. Ca și termen în Noul Testament, întâlnim expresia Evanghelie, de exemplu în 1 Corinteni 15, scrie Apostolul Pavel, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia. Adică v-am făcut cunoscut vestea bună, v-am provăduit pe Hristos viața, moartea ispășitoare și învierea glorioasă. Domnul folosește și alte expresii, de exemplu în Matei capitolul 13, în pilda cu sămânța, cu semănătorul, versetul 19, când un om aude cuvântul privitor la împărăție. Știți, Domnul, cum vorbea. Pocăiți-vă căci împărăția celor este aproape. Deci Evanghelia mai poate fi numită și cuvântul privitor la împărăție. Adică cine va fi încorporat în împărăția lui Dumnezeu și cine va fi osândit și va fi respins. Acest cuvânt este numit în Efeseni 6, sabia Duhului, pentru că vom aminti la momentul potrivit, Duhul este agentul care lucrează, care generează această viață, făcând cuvântul să fie dătător de viață.
Apostolul Pavel mai scria, citesc din 2 Corinteni, capitolul 2, folosind o metaforă, numind Evanghelia și întreaga propovăduire o mireasmă. Versetul 14, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna al carului de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței Lui. Iată o prezentare care evidențiază valoare, frumusețe, măreția Evangheliei. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos. Este echivalent cu o veste bună despre Hristos. Printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru aceștia, adică pentru cei de pe calea pierzării, o mireasmă de la moarte spre moarte. Evanghelia aici are un miros de judecată, de condamnare, o mireasmă de la moarte la moarte. Spunea Pavel în Roman 2, după Evanghelia aceasta vor fi judecați oamenii. Pentru aceia, adică pentru cei mântuiți, o mireasmă de la viață spre viață. Din viața aceasta, care este un har de la Dumnezeu, să ajungem în viața viitoare, care este un har de plin din partea celui ce ne-a iubit. Țarina pentru sămânță, pentru cuvânt, este lumea, spunea Domnul. Misiunea noastră se extinde până la marginile pământului. Mireasma aceasta merge peste tot și de 2000 de ani își face cursul. Iată și câteva definiții despre evangelizare. Dacă v-ar întreba cineva, cum definiți evangelizare? Doar noi să spunem, evangelizare înseamnă 8 slujbe speciale la începutul lunii ianuarie în care avem musafiri. Ce este evangelizarea în mintea noastră? Iată o definiție. Evangelizarea este prezentarea lui Iisus Hristos prin puterea Duhului Sfânt, așa încât oamenii să creadă și să se integreze activ în biserică. Deci în timp ce le este prezentat Domnul Hristos, Duhul Sfânt lucrează, ei acceptă și devin membri ai bisericii, ai trupului lui Hristos. Martin Luther spunea, evangelizarea este aducerea lui Hristos la oameni prin vestire și aducerea oamenilor la Hristos prin convingerea pe care o realizează Duhul Sfânt. Iată și o altă definiție puțin mai complexă. Evanghelism sau evangelizare, evanghelie înseamnă a întinde o mână spre alții în dragoste, gândindu-ne la dragostea lui Dumnezeu de unde izvorăște spiritul evanghelistic, identificându-te cu ei, îngrijindu-i și împărtășind credința cu ei așa încât ei să răspundă liberi și să dorească să se angajeze pe ei înșiși, să se încreadă în cuvântul lui Dumnezeu, să-L iubească și să se supună lui Dumnezeu ca discipul al lui Iisus Hristos și ca membri slujitori ai comunității sale. Citeam despre un caz din India când un lepros, căruia nu i-au mai putut ajuta tratamentele unui spital creștin pentru că boala îi consumase o parte din membrele exterioare în mod deosebit, din degete, dar l-au ajutat cât de cât să se poată auto-întreține, dar datorită handicapului său și a felului în care era tratat, a respingerii lui de către societate. Știți că lepra afectează și ochii, era ceva vizibil pe lângă degetele lui din care aproape nu mai rămăsese nimic. Și deși cineva a insistat mult pe lângă el, o femeie în vârstă i-a vestit pe Domnul în mod repetat. Oarecum s-a ținut de capul lui, până când într-o zi l-a lămurit. A acceptat Evanghelia, dar era tot rece, distant și nu putea crede că este acceptat, că este iubit. Până când într-o zi un medic de la acea clinică l-a dus la o adunare de oameni normali, sănătoși. Și când s-a întâlnit cu niște credincioși care veniseră mai repede la casa Domnului și l-au invitat lângă ei, i-au deschis carte de cântări, au cântat împreună. Și totul a culminat cu acceptarea lui la cina Domnului.
Medicul i-a spus că boala nu mai este contagioasă, dar era respingător. A fost ziua în care Evanghelia l-a pătruns până în adâncul ființei lui. Și a spus, da, acum pricep că nu doar Hristos iubește, și ucenicii lui iubesc. De fapt, oamenii au nevoie, când le se prezintă Evanghelia, nu doar de o sumă de informații și de o amenințare că dacă nu se pocăiesc, iadul este al lor. Oamenii pricep mai bine, acceptă mai ușor Evanghelia dacă adevărul este împărtășit cu dragoste și dacă văd în manierele noastre. De aceea uneori am tot făcut referire să fim binevoitori, să cedăm un loc, să privim cu respect, să fim deschiși față de o persoană și cu atât mai mult dacă văd în faptele noastre, în trăirea noastră, că Evanghelia a devenit o realitate, că schimbă viața, vor fi determinați. În pofida gândurilor de împotrivirea diavolului a șoaptelor străine, să creadă și în final să fie mântuiți. Iată și încă o definiție. A evangheliza înseamnă acel efort susținut prin Duhul Sfânt, prin care confruntăm pe oameni cu vestea bună a Evangheliei, călăuzindu-i spre a se întoarce la Dumnezeu, a-L primi pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor prin credință și totodată ca și Domn și să se angajeze să îi slujească și să devină membri credincioși a adunării sale. Cu siguranță vom folosi și alți termeni, ce înseamnă apostol, trimis. Acum este mai uzual termenul misionar, evanghelist. Și noi obișnuim să spunem, mergem în misiune. În prim plan ne vom referi în lecția acestea la misiunea primară, prin care oamenii aud pentru prima dată Evanghelia, la lucrarea de cateheză, la ucenicizare. În lecțiile următoare ne vom referi la felul în care oamenii acceptă Evanghelia, atitudini de acceptare, dar totodată și la atitudine de respingere vom privi, la felul în care trebuie să fie integrați într-o biserică deja existentă sau la felul în care trebuie să se procedeze atunci când într-o localitate se formează o biserică nouă care are nevoie să fie susținută. Și dea Domnul ca în final toate acestea să se lase cu aplicații practice, să ne rugăm mai mult, poate în evanghelizarea de la om la om sau chiar în lucrările care le facem în jur, să se poată Domnul folosi de noi și cu adevărat ceea ce facem să fie pentru Domnul și pentru slava Lui. Amin? Să privim acum într-un al doilea capitol al lecției noastre și să observăm că evanghelizarea este misiunea bisericii. Așa după cum spuneam, nu îngerii, lumea nu înțelege, nu este datoria și preocuparea statului, rămâne strict îndatorirea, misiunea bisericii. Privind în Scriptură, observăm că evanghelizarea a fost profețită în Vechiul Testament. Și nu toți evrei au prins sensul acelor cuvinte venite de la Domnul. În Genesa 22, după ce Domnul îl încearcă pe Avram, rostește printre altele următoarele cuvinte. Versetele 17 și 18. Te voi binecuvânta foarte mult. Și observați că ele sunt în relație cu o jertfă, ceea ce făcea referire tot profetică la Domnul Hristos. Și îți voi înmulți foarte mult sămânța, și anume, ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Și acum, mai concret, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Și noi știm din explicațiile Apostolului Pavel din Galateni că sămânța nu se referea la evrei, ci la o sămânță ca singular la Domnul Hristos. Și asta înseamnă veste bună, evanghelizare. Repet, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta pentru că ai ascultat de porunca mea. Pentru că aceasta era porunca Domnului. Domnul Hristos spunea, și asta a fost profețit, îmi dau viață, pentru că în Psalmul 40 este scris, tu nu ceri jertfă, ci venirea lumea Fiului Dumnezeu, pentru ca să se prezinte mai mult decât o jertfă,
cum știți, el este și mare preot. El conduce toată această lucrare. Iată și alte referințe în rugăciunea lui Solomon de la inaugurarea templului, 1 Împărați, capitolul 8. Nu știu exact sub inspirație sau pe ce bază rostește Solomon aceste cuvinte. 1 Împărați 8 cu 41. Când străinul care nu iese din poporul tău Israel va veni într-o țară îndepărtată pentru numele tău, că se va ști că numele tău este mare, mâna ta este tare și brațul tău este întins, când va veni să se roage în casa aceasta, ascultă-l din cerul, din locul locuinței tale și dă străinului aceluia tot ce îți va cere pentru ca toate popoarele pământului să cunoască numele tău, să se teamă de tine ca și poporul tău Israel și să știe că numele tău este chemat peste casa aceasta pe care am zis-o eu. Deci și alte popoare să aibă parte de experiența Israelului în relația cu Dumnezeu. Și despre Domnul Hristos citim din Isaia 49, de altfel în această carte există multe referințe. Pe drept cuvânt, Isaia este numit Evanghelistul Vechiului Testament. Citesc doar 49 cu versetul 6. El zice: este prea puțin lucru să fii robul meu ca să ridici semințiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășiții lui Israel. De aceea te pun să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Oare ce gândeau rabinii evrei când citeau aceste cuvinte? De ce erau atât de împotrivitori față de neamuri? Pentru că Dumnezeu a avut în plan, încă de la început, toată această lucrare. Dar în Noul Testament, evanghelizarea este poruncită. Iată cuvintele Domnului Hristos, care se încheie Evanghelile. Citesc din Matei 28. Cuvinte adresate ucenicilor cu ocazia ultimelor părtășii de după înviere. Ultimele două versete în Evanghelie: duceți-vă, și asta e poruncă, ce se completează cu cuvintele: faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Deci Domnul se implică. Evanghelizarea nu înseamnă doar o simplă declarație, cum se mai întâmplă acum în Occident, să-L primești pe Domnul Iisus și totul se rezolvă într-o frază pe care o rostești în câteva minute. Aici spune foarte clar, presupune și ucenicizare, învățătură, pentru că mântuirea are un început, are și un sfârșit. Începem cu evanghelizarea, dar ea se continuă cu întreaga lucrare până când oamenii ajung nu doar să știe despre Domnul, și să crească, să dobândească chipul Fiului Dumnezeu, El fiind cel din tâi dintre mai mulți frați. Iată ce citim și din Marcu 16. Versetul 15, cuvinte adresate ucenicilor. Apoi le-a zis: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Vă dați seama cât de atot cuprinzătoare e porunca aceasta? În toată lumea. Nu doar atât, la orice făptură. De aceea ucenicii, când au intrat în lucrare, au împânzit Ierusalimul cu această învățătură. Le răsunau în urechi cuvintele Domnului Hristos, la orice făptură. Poate credem că în țara asta toți sunt creștini și au auzit. Recent îmi spunea cineva despre o familie din Timișoara care preluaseră un copil și vreo 2 ani fusese în plasament la o familie de aici din județ. I-au dus la biserică, le-au citit din Biblie, nu intraseră în vreo biserică, nu citiseră vreodată. Fratele acela de la Vaslui, avocatul, spunea: până la vârsta de 20 de ani n-am intrat nici măcar în biserica ortodoxă. N-am citit în Biblie. Asta în România.
Oricând ne gândim că șporunca are de-a face cu orice făptură, cred că asta trebuie să ne determine și vom vorbi mai pe larg în lecțiile viitoare, să vorbim cu oamenii din jurul nostru. Vom vedea noi că sunt oameni cu chemare specială care trebuie și să meargă în alte părți și prin ei Domnul să mântuiască mase de oameni, dar cel puțin în a vorbi cu colegul de bancă sau de muncă, cu vecinul, asta este o datorie a oricăruia dintre noi. Nu toți au capacitatea să explice totul, dar ar fi suficient să îi deschizi apetitul, să îi dai o idee și apoi să-i spui nicio problemă, că aduc-i pe cineva de la biserică să vorbească cu tine, sau hai la biserică, auzi tu acolo. Minimul evanghelizării s-ar rezuma la cuvintele vino și vezi. Vino și vezi. Cine nu poate spune cuvintele astea? Cine nu poate chema pe cineva? Ucenicii au fost aleși de Domnul pentru lucrări speciale, dar orice om mântuit poate să spună cel puțin despre felul în care el a fost mântuit. Evanghelizarea a fost practicată întâi de Domnul, el n-a fost doar un învățător teoretic, ci unul practic. Domnul n-a avut catedră. Domnul a umblat de pe corabie, de pe munte, din case, din sinagogi până l-au lăsat, că de la un moment dat n-a mai fost acceptat să predice. Vorbea oamenilor. În Evanghelia după Marcu, în capitolul 1, este scris de la versetul 14, după ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și ca să observăm felul de lucrare al Domnului, citim și din Luca 4, versetul 42 la 44, când s-a crăpat de ziua, Iisus a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu, se ruga. Noroadele au început să-L caute în toate părțile și au ajuns până la El. Voiau să-L oprească, să nu plece de la ei. Dar El le-a zis, trebuie să vestesc Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis și propovăduia în sinagogile Galilei. El și-a instruit ucenicii și mai întâi a trimis doi câte doi, pe cei 12, în locurile pe unde el urma să treacă. Detalii, Matei 10, Luca 10. Apoi a rânduit alți 70 și iarăși a trimis doi câte doi, cu mențiunea să se limiteze la oile pierdute ale casei lui Israel. Pentru că aceasta e ordinea de mântuire, întâi pentru iudeu, apoi pentru grec. Odată ce au fost formați, pentru că Domnul s-a concentrat în timpul slujirii sale de 3 ani și jumătate, nu doar pe provăduirea la mase, ci și pe formarea ucenicilor. Uneori îi lua deoparte și știți că erau cu el zi și noapte. Îl întrebau, le explica lucruri pe care nu le spunea la mulțime, pentru că a avut tot interesul să-i formeze. Nu se putea baza pe îngeri, ci doar pe ucenicii săi, care au continuat lucrarea. E suficient să survolăm Cartea Faptele Apostolilor, hai să spicuim câteva versete și să ne dăm seama cu câtă pasiune și-au îndeplinit misiunea. În Fapte 2 e un prim seceriș, și scrie aici, în versetul 40, și cu multe alte cuvinte mărturiseau, îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea au fost botezați. În capitolul 3, Dumnezeu realizează o minune, oamenii se adună, altă predică, alți mântuiți. În capitolul 4, ei sunt anchetați, ei nu se opresc, și cu toată îndrăzneala propovăduiesc. Vă citesc din capitolul 5,
cuvintele unui înger adresate ucenicilor. Versetul 20. Duceți-vă, stați în templu și vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia. Pentru că îngerii se bucură atunci când cineva se întoarce la Domnul. Ei își ofereau asistența după poruncile date de Domnul, dar îi îndemnau pe ucenici. Faceți lucrarea cu care Domnul v-a însărcinat. Și scrie aici ceea ce vă aminteam mai înainte, versetul 28, o acuzație, dar era o realizare. Iată că voi ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră. Cum știți, la un moment dat s-a stârnit prigoana și scrie în capitolul 8, versetul 4, cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul, o altă denumire a Evangheliei. Filip s-a coborât în cetatea Samaria și le-a propovăduit pe Hristos. Întoarcem până la capitolul 11. Spune Scriptura aici de la versetul 19, cei ce se împrăștiaseră din pricina prigoririi întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și provodeau cuvântul numai iudeilor. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Deci erau foarte activi. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Au primit întărituri de la Ierusalim și astfel s-a format o bună biserică, să spunem, în Antiohia. Și astfel lucrarea a mers în continuare. De acolo au fost trimiși Barnava și Saul. A fost o primă călătorie misionară, s-au format biserici în Asia Mică. Pleacă apostolul după conciliul de la Ierusalim în a doua călătorie misionară, avându-l ca și asociat pe Sila, pe Timotei. Apoi urmează o a treia călătorie misionară după o nouă revenire la Antiohia și cea de-a patra este în drum spre Roma, unde avea o vie dorință să ajungă cu gândul să meargă în Spania, dar în Faptele Apostolilor avem doar detalii despre Petru și despre Pavel. Istoria ne arată că Toma, de exemplu, a mers spre India, că Andrei ar fi ajuns până în Dobrogea. Oricum, Petru a rămas mai mult pentru iudei, dar s-au împrăștiat. Și alături de cei 11, 12, încorporându-l și pe Matia, au fost mulți alții care au simțit chemarea aceasta și Evanghelia a răsunat cu putere. Dumnezeu pregătise terenul. Imperiul Roman a fost o bună bază pentru evangelizare. Vă rog să vă gândiți că nu erau granițe, erau legi comune, erau drepturi ale omului apărate atunci. Este recunoscut în istorie dreptul roman, erau căi de comunicație, exista o siguranță, se spune că Imperiul Roman distrusese tâlhare de la drumul mare. Se putea circula liber. Știți că Apostolul Pavel a recurs la ajutorul autorităților romane pentru a scăpa de prigoanele iudeilor. Dumnezeu deschisese drum Evangheliei sale. După cum îl pregătise pe Ioan Botezătorul înaintea Domnului Hristos, la fel, prin lucrarea aceasta, chiar a unei fiare, după cum este văzută Imperiul Roman, care și-a făcut de cunoscută și cealaltă parte negativă a ei, totuși Domnul s-a folosit și se vede în toate lucrarea lui, slăvit să fie Domnul. Ucenicii știau aceasta și Apostolul Pavel scria 2 Corinteni, capitolul 5, vorbea despre mandatul lor, despre autoritatea o care Dumnezeu i-a împuternicit. Citim de la versetul 18, și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținând în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Deci este o lucrare încredințată nouă, e misiunea bisericii. Noi, dar, suntem trimiși în puternicița lui Hristos, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi
Vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. O rugăciune fierbinte. Această stare de pasiune cu fervoare este amintită și la sfârșitul activității Apostolului Pavel când scrie lui Timotei 2, Timotei 4, te rog fierbinte, propovăduiește cuvântul, fă lucrul unui evanghelist. Eu sunt gata, spune el, vă rămâne vouă mai departe sarcina aceasta. Și tot lui Timotei scrie, ce ai auzit de la mine, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe pe alții, să ducă mai departe acest mesaj binecuvântat. Se spune că un astfel de om chemat să fie evanghelist, nu toți au chemarea aceasta, chiar dacă toți putem să vorbim cel puțin celor din jurul nostru, dar unul cu o chemare specială a întâlnit într-o zi, într-o stațiune, două doamne care se plimbau, era timp, le-a vorbit repede despre Domnul Hristos, au fost sensibilizate și au fost gata să se întoarcă la Domnul. S-au dus în camera lor la hotel, au început să plângă, au venit bărbații, le-au văzut așa, ce s-a întâmplat, o problemă. Și le-au explicat, ne-a vorbit despre Domnul și unul din bărbați indignat a spus, nu l-am întâlnit noi, să ne-l arătați dacă mai este aici. Îi spuneam să-și vadă de treabă. Ce are el cu voi? Voi ați venit la tratament. Și una dintre femei a zis, dar se pare că tocmai asta e treaba lui. Acesta e adevărul. Sunt unii care au tocmai treaba aceasta. Cum s-a spus cândva către Ezra, scoală-te că-și treaba aceasta te privește. Sunt oameni cu chemare evanghelistică care au, așa ca Apostolul Pavel, o durere necurmată în inimă, o dorință asociată cu rugăciune, cu mesaj de la Domnul, cu daruri, ca să vestească oamenilor mântuirea. Doamne, ridică astfel de oameni. Evanghelizarea lumii, cum spuneam, a început cu evreii. Era drept să fie așa. Ei aveau făgăduințele, darea legii, erau pregătiți. Ioan Botezătorul a fost preambul adevăratei Evanghelii, a misiunii Domnului Hristos. Continuă cu mântuirea neamurilor, ce încă nu s-a încheiat. Și după ce va intra numărul de plin al neamurilor, iar Evanghelia va trece și va culege o masă mai numeroasă de evrei față de perioada aceasta. Și se va încheia. Vă voi citi și Scriptura ne arată un număr de plin al neamurilor și un număr întreg al evreilor care vor fi mântuiți. Iată ce scrie în Daniel capitolul 12, versetul 1. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit. Și vremea aceea încă nu s-a împlinit, explică Apostolul Pavel. Și anume, oricine va fi găsit scris în carte. Știți, Apocalipsa vorbește repetat despre cartea vieții mielului de la întemeierea lumii, de atunci când Dumnezeu a avut în plan evanghelizarea și mântuirea. Citim și cuvintele Domnului din Luca 21 cu 24. El vorbea despre evrei. Și înțelegem de ce Domnul a ținut ca mai întâi să se meargă la oile pierdute ale casei lui Israel? Pentru că știa ce urmează. Ierusalimul avea să fie distrus. Evreii aveau să fie decimați, să moară peste 1 milion. Era mult la populația de atunci. Să fie împrăștiați. Era vremea lor. Și toți cei ce au vrut s-au putut mântui. Dar spunea Domnul, apoi vor cădea sub ascuțișul săbii, vor fi luați rob printre toate neamurile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. Citeam despre războiul din 1948. Se știa că și britanicii se vor retrage
Și fiecare vrea să pună mâna pe cât mai mult, să stăpânească. Evreii cu armata și poliția lor secretă, arabii aveau ajutor de la statele din jur și în prima perioadă a confruntării, dacă mai dura câteva zile conflictul, dar a fost dat un armistițiu sub supravegherea ONU, partea Ierusalimului care cuprindea evreii era înfometată. Cu fiecare zi se reducea rația. Au încercat să le ducă pâine, alimente. Arabii au făcut ambuscade și toate convoiurile au fost destinate eșecului. Au încercat să facă drum pe altă parte, n-aveau utilaj. Și din Ierusalim se trimiteau vești. Murim de foame, nu mai este nici apă. Arabii nu le deau nimic. Și s-a semnat un armistițiu. Și a doua zi au venit cu pâine și cu alimente. Și în săptămânile acelea cât a durat armistițiu, evreii s-au înarmat, le-au venit ajutoare. Dar culmea, pentru că trebuia să se împlinească ce-i scris. După aceea au trecut ei în ofensivă. Și știți cât mai trebuia ca să cucerească și partea arabă a Ierusalimului? Câteva ore. Dar a intrat armistițiu în vigoare. Și a rămas Ierusalimul împărțit și împărțit și în zi de azi. Pentru că așa cum spuneam când a vorbit despre Ierusalim, Ierusalimul încă trebuia să rămână o piatră grea pentru toate popoarele. În 48 ar fi putut rezolva să-i alunge cumva pe arabi, cum s-a întâmplat din alte părți, sau arabii să-i alunge total pe evrei din zona aceea. Dar așa a îngăduit Dumnezeu. În prima variantă le trebuia câteva zile la arabi și în a doua variantă le trebuia câteva ore la evrei. Dar n-au putut nici unii, nici alții. Pentru că și cuvântul Domnului se împlinește. Citesc și din Evrei, din Romani, despre evrei, Romani, capitolul 11. Spune Scriptura aici, versetele 25 și 26, fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta, o parte din Israel a căzut într-o pietrire care va ținea până va intra numărul de plin al neamurilor. Cum va intra? Prin evangelizarea lor. Și atunci, tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris. Izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiurile lui Iacov. Prin izbăvirea prin Domnul Hristos, dar, după cum am citit în Daniel, toți cei scriși în carte. Și încă un aspect, evangelizarea se realizează prin puterea Duhului Sfânt, ce oferă putere de mărturie, adică însoțește Evanghelia, iar în mintea, în ființa celor ce o ascultă, realizează pocăința, puterea de convingere, Duhul Sfânt dovedește lumea vinovat. Evanghelizarea fără Duhul Sfânt n-are niciun succes. Plus că după aceea Harul, pentru că Duhul e numit și Duhul Harului în Scriptură, ne păstrează în mântuire și oferă toată asistența necesară în lucrarea de evanghelizare și apoi în păstrarea, în lucrarea sfântă. Să ne amintim de cuvintele Domnului care spunea ucenicilor să nu vă gândiți ce veți spune în momentele critice, Duhul Sfânt vă va da. Da, pentru că Duhul Sfânt controlează toate acestea în cazul ucenicilor Domnului. Scrie în Fapte 16 că și Pavel a vrut să vestească cuvântul Domnului într-o parte din Asia Mică și Domnul nu l-a lăsat pentru că avea în plan să-l trimită și în Europa. Duhul apoi îl înștiința ce urmează din cetate în cetate, dar versetul cheie este Fapte 1:8, care evidențiază valoarea Duhului Sfânt în această lucrare. Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. Și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Dar Duhul Sfânt nu realizează numai puterea de mărturie, ci și, cum spuneam, puterea de convingere a omului, nașterea din nou, după cum scrie Tit, de exemplu, spălarea, această lucrare dumnezeiască, după cum spunea Domnul Ioan 3, născut din Duh, altfel ar fi doar o teorie. Citeam despre un tânăr
slujitor care după ce și-a terminat studiile teologice, avea niște predici bine puse la punct și a plecat misionar în America de Sud. Și era convins că atât de bine este pregătită predica aceea, cu argumente, prezentată într-un mod pedagogic, cu toate accesorile necesare, dar nu se pocăia nimeni. La un moment dat s-a împrietenit cu un om care știa și el engleza, pare mi se, acesta vorbea prin translator, și au discutat și îl întreabă la un moment dat, de acum sud-americanul, băi, tu pentru informațiile astea numai ai făcut școală și ai venit aici. Nu te înțeleg. Și se pune pe gânduri misionarul nostru și spune, cum adică nu înțelegi? I-am explicat foarte clar. Am adus argumente. Logic, rațional. Și în urmă și-a dat seama că oamenii n-au nevoie numai de o explicație, o exprimare coerentă. Au fost situații în care oameni bâlbâiți, oameni cu handicapuri, chiar de exprimare, au avut rezultate pentru că i-a însoțit Duhul Sfânt. Și oameni care au crezut că pot face ceva, n-au convins pe nimeni. Pentru că puterea de care avem nevoie vine de la Dumnezeu. De aceea nu este indicat să mergem fără trimiterea Lui. Trebuie să fim călăuziți, trebuie să fim însoțiți și mai departe, în seama cui lăsăm lucrare. Spune Apostolul Pavel și lor din Efes, adunați la Milet, fapte 20, vă încredințez în mâna cuvântul Dumnezeu și a harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da mântuire. Așadar, să mulțumim Domnului pentru lucrarea Evangheliei care a ajuns și la noi. Dar să înțelegem că este și de datoria noastră ca Evanghelia să meargă mai departe. Închei, spunându-vă în concluzie, reluând cele spuse în mod introductiv, că evangelizarea este strigătul inimii lui Dumnezeu pentru o lume pierdută. El nu este indiferent. Spune Scriptura, cuvintele Apostolului Pavel, 1 Timotei, capitolul 2, versetele 3 și 4. Aici vorbește să ne rugăm pentru toți oamenii. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Dar cum? Să vină la cunoștința adevărului, că fără cheie nu se deschide ușa raiului și cheia e cunoștință. Iată ce scria și Petru, a doua Petru, capitolul 3, versetul 9. Accentul cade pe dragostea lui Dumnezeu, pe dorința lui. Domnul nu întârzi împlinirea făgăduinței lui cum cred unii. De ce nu a venit mântuirea? De ce să nu-i staurați încă împărăția? Întrebau și unicenicii, acum o instaurez? Nu! Pentru că trebuie să aducem și pe alții. Duceți-vă! Ci are un delungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Deci trebuie să vestim și la ultimul om, pentru că Dumnezeu dorește ca nici unul să nu piară. Doamne, însoțește-ne, cercetează oamenii. Evanghelismul reflectă esențialul naturii lui Dumnezeu. Dumnezeu în natura Lui este dragoste și har. Și asta se vede cel mai bine când este iertat un om, când este schimbată viața, când este acceptat de Dumnezeu. Asta gândindu-ne la Dumnezeu, gândindu-ne la noi, cei care am primit misiunea aceasta, trebuie să înțelegem că evanghelizarea este o datorie sacră. Țelul suprem al evanghelismului rămâne salvarea oamenilor din starea de păcat și intrarea lor într-o relație personală cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul. Iată versetul din Matei 24 pe care îl recitesc. Versetul 14, Evanghelia aceasta în împărăție va fi propovăduită în toată lumea. Și cum gândim când auzim cuvintele acestea? Va fi propovăduit. Ne include și pe noi sau va fi propovăduit? Va purta Dumnezeu de grijă. Dacă
gândim corect asupra evangelizării, ne vom implica cel puțin în a ne ruga. Așa cum am citit din 1 Timotei 2. Cel puțin aceasta. Aseară citeam despre convertirea unui chinez care se dedicase studiilor lucrărilor lui Confucius și altor clasici chinezi și nu numai, în plan religios, în prim plan, dar în același timp să se dependent de opium. Și Dumnezeu a folosit pe un evanghelist. Dar interesant că în timp ce acel frate vestea Evanghelia, acelui chinez care apoi a devenit un slujitor, o soră în vârstă din Anglia a fost îndemnată să se roage cu intensitate câteva zile. Și a găsit scris în jurnalul ei după ce ea a decedat, ca într-o scrisoare neterminată, mulțumirea și încredințarea că Domnul i-a ascultat rugăciunea. Și într-adevăr, omul acela s-a întors la Domnul. Și povestea apoi evanghelistul, nu-i rodul meu în primul rând, e rodul Domnului Hristos și apoi ai sorei care s-a rugat. Evanghelia este prezentarea lui Iisus Hristos, dar așa după cum spuneam, e vorba de lucrarea Duhului, de o luptă spirituală în care rugăciunea deține un rol primordial. Și în final citesc Ioan 1:29. Care trebuie să fie ca și un steag al nostru, inscripționat cu acest mesaj. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Gândindu-ne la mielul lui Dumnezeu și la păcatul lumii, suntem determinați să facem mai mult pentru evangelizare. Doamne, ajută-ne! Amin!